Salut! Astăzi am să vă arăt cum se desface toată plafoniera și în partea a doua ce lumină am pus aici. Primul pas va trebui să scoți trimul acesta cu o spatulă, bagi în spațiul ăsta dintre ele și tragi un pic în jos, după care are două balamale și tragi de ele un pic în jos și în spate. Așa arată. Aici am mai pus niște bandă din asta textilă ca să nu vibreze. După care ai două torxuri aici, cred că sunt de 15. Le desfaci pe astea. Așa, și va trebui forțat un pic. Așa ceva. Și partea asta a fost dată jos, acum se ține în cabluri și trebuie declipsate. Asta este mufa principală, cea albastră. Asta odată. Și aici mai am eu niște LED-uri legate separat, dar microfonul de la Bluetooth și panoul ăsta de comenzi rapide. Trebuie să le desfaci, după care toată partea asta iese afară. Mai departe, aici ai două torxuri de 20, unul aici și unul aici, pe care va trebui să le desfaci. Iar aici, unde este compartimentul de ochelari, prin partea de sus, va trebui iarăși să forțezi puțin. Puțin mai mult chiar. Așa. Și vei scoate compartimentul de ochelari. Poți să lași un pic în jos doar. Unde mai sunt alte două torxuri. Aici și aici iarăși. Odată desfăcute astea patru, tot suportul ăsta de plastic va veni în jos. Bun. Am scos și rama aceasta de plastic. Așa arată. E o chestie relativ simplă. Nu e mare lucru de făcut. Dar, hai să vorbim despre LED-ul din interior. Înainte de toate, chestia asta am făcut-o așa un pic pe viteză, să spun așa, mi-a venit o idee cum să pun eu acel LED acolo și știu că sunt alte variante și unele sunt chiar mai bune decât ceea ce am făcut eu, dar asta am avut la îndemână și m-am descurcat cu ce am avut, să zic așa. Funcționează, e perfect pentru ce am vrut eu, dar haideți să vă arăt mai exact ce am făcut. Pe plasticul acesta, în interior, este un burete de culoare neagră, ce vine montat pe partea asta, dintr-o parte până în alta. Eu l-am dat jos și am lipit un fel de autocolant alb semi-transparent. Iar în spate, în interior, pentru că am mai avut eu un LED, un bec cu LED ca și cel de la picioare, l-am mai lipit acolo și dă o lumină arhi-suficientă încât să se vadă un pic și să nu fie deranjant, să nu facă probleme, iar legătura am luat-o de la panoul acesta, plus și minus, sau minus și plus, nu mai știu exact cum e, și stă aprins tot timpul și pot regla intensitatea luminii de la butonul ăsta. Cam asta a fost pentru astăzi, am vrut să vă arăt ceva scurt, sper să fie de folos și până data viitoare, numai bine! Ciao!